Teza de doctorat a lui Lucian Bode include erori de citare și unele fragmente plagiate. Aceasta este concluzia la care a ajuns Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai. Avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, care este prins că a copiat și numai trei rânduri și a plagiat, este obligat prin clasa politică să se retragă din politică.